cartea Tragedia Veacurilor este o idee extraordinară care vorbește despre planul vrăjmașului de a abate mintea oamenilor în altă direcție decât cea dorită de Dumnezeu pentru binele nostru. Acest paragraf spune așa: capodopera amăgirilor lui Satan este ca să abată mintea oamenilor la emiterea de ipoteze și cercetare a lucrurilor pe care Dumnezeu nu a dorit niciodată ca ele să fie cunoscute sau înțelese. Și oamenii să neglijeze izvorul adevărului din cuvântul Sfintelor Scripturi. Preocuparea noastră în aceste zile este nu de a merge în direcția greșită, ci de a ne adăpa din cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel, în epistola pe care o adresează lui Tit, la capitolul 2, ne exprimă un adevăr dumnezeiesc atât de important, căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, cu dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Cercetarea noastră să fie în direcția cunoașterii Harului lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu este viața noastră, este susținerea noastră pentru timpul acesta. Datorăm Harului lui Dumnezeu și mântuirea noastră. Harul este al lui Dumnezeu, este adevăratul har despre care apostolul vorbește atât de clar. Și acest har aduce mântuire, salvare. Și nu doar pentru unii, ci pentru toți oamenii. Înaintea lui Dumnezeu nu este cu părtinire. Precum virusul acesta a venit și nu spune la casa regală nu merg, merg doar la oamenii săraci. Tot la fel, dacă ar fi vorba, cine să fie mântuit? Regele sau omul obișnuit? La Dumnezeu toți au valoare prin jertfa Domnului Hristos. Harul lui Dumnezeu aduce mântuire pentru toți oamenii și ne învață să o rupem cu păcatul, cu neascultarea, cu depărtarea de Dumnezeu, cu poftele lumești și să trăim. Harul ne învață să trăim. Și Domnul Hristos spune, vreau să trăiți o viață din belșug. Să trăim acum, chiar dacă încă suntem în lumea aceasta, dar într-o așteptare a fericitei nădejde a revenirii Domnului Iisus Hristos. Vreau să ne pregătim pentru revenirea Mântuitorului și să-i mulțumim pentru harul său, așa cum spune cântarea Amazing Grace, har minunat oferit de Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Amin.